Salut și bine v-am găsit la un nou episod cu Farming Simulator 19, iar dacă vă întrebați de ce nu sunt în fermă să fac treabă, ei bine, am și o scuză. În această clădire, care până mai ieri eu credeam că găzduiește doar un singur magazin, un simplu magazin la Parila, sau că oricum nume îl văd și aici, ei bine, nu. În această clădire există acest magazin, însă există și un punct de lucru al oficiului poștal. Cum am ajuns eu să am această informație sau să ajung să mă lovesc de oficiul poștal? Ei bine, trebuie să primesc și am primit, am și ridicat un plic cu documente, mai exact cu contractul de vânzare-cumpărare, pentru că am reușit să găsesc client pentru ferma noastră. Știu că nu e o... Nu știu cum să zic, știu că nu e un lucru foarte bun că am vândut ferma mea și am semnat actele. Practic, în momentul de față, ferma nu mai este a mea, este a domnului Trandafir Ionel, dacă am reținut eu bine, cred că așa îl cheamă pe domnul. Două secunde să ne asigurăm, poate ieșim și noi. Bun, hai că avem timp să ieșim. Pentru că eu încă nu am bătut palma cu proprietarul terenului 78, acolo unde vrem noi să ne mutăm. Și eu, practic, am vândut terenul meu și pământurile mele. Iar la o adică dacă ceva se întâmplă, Doamne ferește, sau mai întârziem puțin, s-ar putea să dormim în dubă și să stăm cu utilajele, nu știu, pe marginea drumului sau să închiriem pe undeva, nu știu, o curte pentru o săptămână, două și să ne ținem utilajele acolo. De asta eu sper să nu ne lovim de treaba asta, sincer vă spun. Două secunde să parcăm și noi aici să nu ne lovim porțile omului înainte să îi predăm ferma. Între timp... O să vă arăt cum arată contractul. Bă, dubița asta cred că trebuie să dau o mână de apă pe ea. Dar mai întâi de toate, haideți să vă arăt cum arată contractul. Nici nu l-am văzut în varianta finală. Știu doar că am semnat acolo, dar nu am văzut și redactarea cum arată. Așa că ia să vedem contractul, o să-l aveți prin partea asta. Și zice așa, contract, vânzare, cumpărare. Se confirmă că Trandafir Ionel, deci am reținut bine numele domnului, cumpără ferma și terenurile aflate pe strada principală numărul 6, adică aici unde ne aflăm noi. Bun, plus terenurile 23, 24 și 25 pentru suma de 620.000 de euro de la Dadu, adică de la mine. Deci 620.000 am obținut noi pe teren. Nu știu dacă vă așteptați la suma asta, dar eu zic că e un deal foarte bun, foarte bun. Transferul banilor se va face în contul pe care îl avem acolo, în maxim 48 de ore. E aprobat, e semnat, practic e un contract cu acte, să zic așa, cu acte în regulă, deși contractul în sine e un act. Bun, ce s-a întâmplat până acum? Contractul a fost semnat ieri, acum a ajuns și prin poștă. Terenurile 23, 24, 25, deja omul a promis că, adică a promis, a spus că o să-și aducă utilaje, că se apucă de ele. Iar noi, pentru a părăsi ferma, fosta noastră fermă, ca să zic așa, în momentul de față, avem la dispoziție cam 48 de ore, deci 2 zile, pentru a ne muta. Deci noi în astea 48 de ore ar trebui să finalizăm... contractul cu vânzătorul celuilalt teren unde noi vrem să ne mutăm. Noi am bătut palma, trebuia să ne întâlnim astăzi sau maxim mâine trebuie să ne întâlnim, să mergem la notar, să semnăm actele, tot ce trebuie și să facem și viramentul bancar. Momentan bugetul nostru este de 927.000 pentru că ne-am primit banii pe fermă, iar cel care a cumpărat ferma, domnul Trandafir, ne-a spus că bă băieți, aveți două zile să îi liberați, nu e nicio grabă, că oricum nici el nu se mută acum. Și de asta trebuie să mă mișc cât de repede pot, să iau ce trancafuse mai am pe aici, mai am niște iarbă de tăiat acolo, o să o tai repede cu japca, o să o încarc ca să mi-o pot lua în partea cealaltă. Bine, eu din momentul ăsta practic, teoretic, nu mai am voie să aduc nicio modificare terenurilor, adică practic orice aș face pe terenuri e ilegal și faptul că mă aflu aici e puțin ilegal, însă e cu acordul lui. Nu unul scris, însă e un acord verbal între mine și domnul Trandafir Ionel. Și hai să vedem ce mai avem noi de făcut aici repede. Astea sunt utilajele, ăsta de fapt, rezervorul ăsta o să-l ducem în partea aia. Ăsta o să-l ducem și pe ăsta, va trebui cumva demontat cărat cu... o platformă extraordinară de mare, cred că pe bucăți cumva, Radu parcă știa un inginer din ăsta care s-ar pricepe să le demonteze, bun, să demonteze practic tot sistemul, paleții ăștia o să-i luăm și pe aceștia, aici prin spate ne-a mai rămas ceva? Bă, nu ne-a mai rămas nimica, deci n-am pitit nimica în spate,
avem tractoarele, cotețul de găini, iarăși va trebui să-l demontăm blăniță cu blăniță și să-l montăm în partea cealaltă. Va trebui să transportăm găinile. Tot Radu îmi spunea că știe el pe cineva care ne-ar închiria o remorcă pentru transportarea oilor. Să vedem în ce stadiu e, că nu am mai vorbit cu el, i-am trimis un singur SMS și i-am spus că în sfârșit am vândut ferma. A fost și el bucuros, dar a zis că discutăm mai multe când ajunge și el în fermă. Probabil mai pe seară sau mâine cred că o să ajungă, dar nu știu pe urmă dacă mai pleacă sau nu, că nu știu care e problema, mi-a fost și nașpa să-l întreb. Avem combina de transportat, bă, avem ceva de transportat. Fabrica de cartofi care se află aici. Am oprit-o, deci practic nu mai funcționează momentan, am dat un liber oamenilor pentru că mi s-au stricat două mașinării. Nu știu care e problema exact, aștept să-mi vină și acolo un mecanic, un inginer mecanic, nu știu exact care e funcția lui, însă aștept să vină. Da, ar fi trebuit să ajungă de dimineață să vadă care e problema, dar am dat liber la oameni, 2-3 zile, poate și o săptămână, le plătesc oamenilor, sunt niște costuri pe care le suport. Aici la fabrica de Doritos, aparent rugasem și eu pe cineva să mă ajute, bine, nu rugasem, am și plătit niște băieți, doar că probabil n-au înțeles exact ce-mi doream eu de la ei. Eu îmi doream ca acești paleți să mi-i pună înăuntru, dar înăuntru aparent nu, sunt doar ăștia puși de Radu, atât. Paleții cu cartofi și atât. Cu Doritos, doi pe aici, unul pe aici, pe spawn, doi... Zi-mă, or fi prin partea aia totuși, ia să vedem. Sunt curios... Zi-mă, m-am îngrășat, nu mai pot să urc pe scară, ce mamă naibii. De-aia m-am îngrășat, uite-te și tu ea. Da, m-am îngrășat. Bă, nu vine să cred. M-am îngrășat încă nu mai pot să... A, uite-mă, gata, am reușit. Aici avem ceva? Nu. Aici n-avem nimica. Bă, ăștia sunt toți... Eu cred că mi-au... Cred că mi-au furat ei un palet, dar nu știu de ce am senzația asta. După calculele mele, ar fi trebuit să fie mai mulți palți. Asta din pe aici, prin înăuntru. Nu. Prin spate, nu. Bă, înseamnă că mi-au șterpelit ei un palet. Nu-mi ies la număr. Aici avem cartofi, dacă nu mă înșel, nu? A, grâu, pardon. Cum, nu sunt cartofi? Îmi par a fi cartofi la textură. A, sunt cartofi, dar sunt pe bucata asta unde era... De unde s-a recoltat grâu. Bun, am înțeles, îmi cer scuze. Deci sunt cartofi, va trebui să-i transportăm și pe ăștia. Bă, am foarte multe de făcut și sunt singur în fermă. Asta mă sperie puțin. Nu mă descurajează, dar mă sperie. În băieții ăștia nu mai pot să mai am încredere că mă ajută, că m-au ajutat de m-au omorât. În schimb, ca și noutate, odată cu vânzarea fermei, așa cum vă povesteam în trecut, o să rămână silozul acesta. L-am inclus în preț, că de asta am și reușit să obțin suma asta. Și am obținut puțin mai mult decât mi-aș fi dorit eu. Adică, e bine și nu e bine că am obținut mai mult față decât îmi doream, dar în schimb va trebui să las, cum se numească asta, stâna asta cu oi, va trebui ca să o las de aici, dar fără oi, deci fără oi. Însă toată construcția pe care o vedeți voi aici, graj sau cum vreți voi ca să-l numiți, va trebui lăsat aici. Bine, ar fi necesitat și foarte mult să-l demontez. Aici, din câte vedeți, există o platformă, o fundație de ciment. Da, deci practic trebuia să distrug ceva ca să reconstruiesc după, așa că am inclus-o și pe asta tot așa în prețul terenului, am reușit să obțin 620.000, sunt fericit, silozul ăsta oricum nu valorează foarte mult, fie vorba între noi, mașina asta nu știu, de fapt n-am ce să fac, că nici la fier vechi nu merge dusă, rezervorul ăsta îi las, bă, în principiu trebuie să-i las tot, că așa am bătut palma, shed-urile îi le las, da. Deci decât cotețul de găini voi putea să mi-l demontez și să-l reasamblez în o fermă. Însă până atunci îmi aduc eu aminte că aveam niște iarbă de tăiat. Ia asta să sar și o pârlează aici. Hop. Și aveam eu niște iarbă de tăiat, deși n-aș mai avea voie să fac treaba asta. Însă pe motiv că n-am terminat treaba, adică începusem proiectul ăsta, ca să zic așa, și nu-l terminasem, bine, iarba văd că a crescut între timp. Să mă fac puțin că nu-mi dau seama și să mai trec așa de 2-3 ori prin ea, oare? E să dau și puțin mai încet că nu mă mai auziți deloc. Bun. Pardon. De la fumul pe care scoate tractorul m-am mânecat. Bă, pot să mă fac așa când
că n-am înțeles sau că nu-mi dau seama sau că, nu știu, pot să găsesc eu scuză în caz că sunt prins și mai tai și o 2-3 rânduri de iarbă, că iarba e foarte importantă pentru animale. În partea, v-am zis, vreau să mă axez foarte mult pe vaci și oi. Nu știu dacă și pe porci, dar pe vaci și oi vreau neapărat să mă axez și am nevoie de foarte multă iarbă. Plus că e un profit, chiar dacă nu-mi trebuie iarba, până la urmă o îmbalotez, îmi fac balut și mi-i vând și tot îmi scot niște bănuți. Da, bine, parcă n-aș vrea să exagerez, aș mai lua decât vreo 2 rânduri. Bun, hai să iau decât rândul ăsta, îl duc până în capăt și eu zic că e suficient, că dacă iau tot terenul, poate vine ăsta până de seară, vede iarba tăiată și poate îmi cere iarba și o să ajung să muncesc, practic, să tai toată iarba pentru el, să-i o dau gratis. Bun, cred că 2 rânduri ajung și pe ăștia pot să-i spun că le-am făcut eu dinainte și că doar trebuie să le să închei. Și cred că o să funcționeze scusa asta. Bă, cred că 2 rânduri, nu? 2 rânduri e suficient. Abia aștept să se întoarcă Radu în fermă, pentru că fără el e puțin mai dificil. Am prea multe task-uri de făcut. Iar legat de noua fermă, așa cum rămăsese prețul de data trecută, acela e prețul, rămâne bătut în cuie. Cei care n-ați văzut episodul sau vreți să aflați prețul, căutați 2-3 episoade în urmă și o să vedeți și prețul. Bun. Problema e că domnul de acolo ne-a spus, hei, dacă ai nevoie poți să vii să-ți aduci din lucruri, însă sunt puțin sceptic, adică nu vreau să mă bucur, să mă apuc să fac transporte, să duc utilaje, să duc tot ce am acolo, până nu văd eu negru pe alb că mi-aparține, să văd eu numele meu acolo în contract și de-abia după aceea o să mă liniștesc și o să încep tot procesul de mutare. Bine, până atunci sper să revină și Radu. Bun, hai că să zicem că am terminat aici, n-are rost să-i mai tăi, că dacă tai din iarba asta, pe urmă să se interpreteze și nu vreau să mă cer cu omul, să ajung la alte discuții, pentru că și așa a fost destul de băiețaș, cu bucă și cu obraz, și m-a lăsat încă 48 de ore să-mi termin eu pe ceea ce am de făcut, după care să mă mut. Paleții de lână o să-i luăm și pe aceștia, uite, mai avem niște iarbă acolo, bă, avem ceva lucruri, trebuie să fim atenți să nu uităm ceva. Să nu uităm vreun utilaj, vreun atașament, vreo contragreutate, vreo ceva, să nu uităm. Că dacă uităm, s-ar putea ca viitor, bine, nu viitor proprietar, actualul proprietar, viitorul chiriaș al terenului, să nu vrea să ne le mai dea sau să spună pur și simplu, n-am găsit, domne, nimic aici, nu mai insista. Bun, băgăm cositorile aici în spate. Bine, încă îmi vine să fiu așa ordonat, deși n-ar trebui, dar le pun aranjate doar din cauza că vreau să avem un inventar bine pus la punct. Când o să vină Radu, vreau să ne uităm exact ce avem și ce n-avem. Îl las și pe ăsta aici în față ca să le pot cupla mai ușor. Eu zic că nu lipsește, uite, blănile astea cred că o să le iau, nu cred că îi le las aici. Da, blănile astea cred că o să le iau și rezervorul ăsta de apă. Mă gândesc să-l iau, nu știu exact dacă las sau nu, că despre asta ne-am discutat și nici nu cred că l-a văzut, nu cred că i-a sărit în ochi. Bun, îi dăm o mână de apă și la renou ăsta. Avem apă, avem apă din plin. Ce ar trebui să mai fac? Eu cred că ar trebui, dacă tot am oprit fabrica acolo, fabrica de cartofi, cred că ar trebui să mă duc eu cu Manitou și să-mi iau și paleții care mi-au mai rămas acolo, care au apucat să se facă pe săptămâna asta. Nu sunt foarte mulți din câte am înțeles. Sincer, n-am fost acolo, nu știu despre ce este vorba. Dar mă gândesc să iau și să-i duc în interiorul fabricii de Doritos. Că dacă tot am un spațiu de depozitare acolo, e păcat să nu mă folosesc de el și să-i las așa în ploaie. În ploaie, în vânt și în condiții din astea nașpa de vreme, meteo. Pentru că transportul pe care, adică transportul, vaporul care trebuie să vină și pe care noi vom urca paleții să îi dăm la export, momentan încă întârzi, nu știu exact, nu se vine, probabil duminică. Ce mă, nu pot să atașez? Ar trebui să pot să atașez, nu? Eu așa mi-aduc aminte. Nu? Nu? Nu vreau? Da, știam că sunt diferite, deci o să o atașez pe asta, ia să vedem. Dacă mă înțeles bine. O să o atașez pe aceasta, bun. Nu pot să o atașez pe asta? Ce, că mie îmi pare a fi aceeași prindere. Așa din ce îmi dai eu seama. Da, bă, nu merge, păi. Mamă, complicat. Atunci trebuie să mă duc cu Manitou
Și după care să mă întorc. Hai de capul meu cât am de mers. Am o grămadă de mers. Drum pe aici, avem și noi, n-avem drum pe aici, nu? Deci pe unde, m-am trebuie să ocolesc pe partea, pe la trenul cu iarbă. Dar nu, mai bine o iau eu pe asfalt, o iau eu pe asfalt că ajung mai... ajung mai repede pe asfalt și nici nu ocolesc mult. Hop, pe aici. Deci la asfalt facem stânga. Și dacă vă întrebați care e strada principală, că tot ați văzut în contract strada principală numărul 6, ei bine, asta e strada principală. Știu că a fost un nume neinspirat ales de către primărie, dar fiind strada aia cu asfalt dintr-un sat, e strada principală. Nu știu dacă ați observat, dar toate străzile cu asfalt de la țară sau pe care se află, nu știu, primăria, școala, bine, în principiu primăria, se numesc strada principală. Unde stai? Strada principală numărul 200. Deci strada aia cu asfalt pe care se află și primăria sau vreo școală sau mai știu eu ce instituție importantă din acel sat se numește strada principală. Nu știu de ce să apela la trucul ăsta înainte sau la stilul ăsta de a denumi străzile, dar inclusiv la mine la țară, strada cu asfalt pe care evident există magazinul primarului, primăria și școala se numește strada principală. Am fost tot așa la cineva la țară, iar strada principală, singura stradă cu asfalt din sat, pe care într-adevăr nu se afla primăria, însă se afla o, cum se numește, mă, spital la țară. Nu spital, stați așa că la țară nu e spital, nu există spitale, sau cel puțin ce știu eu. În schimb există un fel de doctor de familie, nu știu exact cum se numește, am un lapsus, sincer, lăsați-mi voi în comentarii dacă vă dați seama la ce vreau să... la ce mă gândesc, la ce mă refer eu acum. Ia uite, bă, cum se numește, mă, unitatea sanitară de la țară? Nu doctor de familie... cabinet, oricum, e un fel de... e cabinet, dar are o denumire din asta mai diferită la țară, sau cel puțin la mine la țară are o denumire mai diferită. Dacă știți și stați la țară și aveți idee, lămuriți-mă și pe mine că am un lapsus de nu-mi vine să cred. Bun, va trebui să venim acum și cu un tractor, două secunde. Să luăm Renault, hai să luăm Renault dacă tot l-am... De fapt nu prea l-aș lua că l-am spălat. Uite, o să iau UTB-ul, că UTB-ul oricum nu e spălat, trebuie să-i fac puțin detailing și lui. Renault ăsta doar ce l-am spălat și e păcat să-l iau așa. E păcat, lasă-l puțin să-l prindă soarele, să se usuce, o să iau UTB-ul, o să luăm platforma pentru palet și mergem acolo în fermă. Bun, și să-mi continui subiectul, am fost la cineva la țară, singura stradă cu asfalt pe care se afla acest cabinet medical, ca să zic așa, se numea strada principală. De asta eu asociez tot timpul, orice stradă văd într-o zonă de țară, orice stradă o văd asfaltată sau mai bine întreținută, clar aia e strada principală și pot să-mi iau ca punct de reper. Mamă, ce era să intru în asta? Aprindem girofarul să vadă lumea că suntem în misiune, ca să zic așa. Trebuie să ajungem neapărat cu platforma să încărcăm paleții. Două secundele. Da, hai că suntem bine. Nu, mi s-a părut că s-aude un sunet mai ciudat, dar probabil doar mi s-a părut. Un sunet mai ciudat la tractor, mă refer. Legat de... stați așa că mi-l aduc aminte pe rând. Legat de fabrica de Doritos, cea care se află, bineînțeles, pe terenul pe care domnul acesta... îl are inclus în contract, adică practic îl vindem și terenul acela e inclus în contract, e în terenul fermei. Într-adevăr, nu a vrut, sincer, nu am reușit să mă împrietenesc cu el foarte mult, nu a vrut să îl închirieze pe 2 ani de zile sau ceva de genul, ne-a zis doar așa, nu plătiți nimica, deci practic nu ne-a cerut niciun ban în plus, însă îmi dați un palet de Doritos pe lună. Acum ce face dumnealui cu paleții de Doritos, nu știu, dar un palet de Doritos pe lună e fix nimic, îl trecem la pierderi, dar nu ne cere chirie. Bine, cred că el încearcă să se împrietenească cumva cu noi, dar nu știu, așa m-am gândit și eu prima oară, bă, încearcă să se împrietenească cu noi, nu ne ia bani, ne ia un simplu palet de Doritos pe lună, însă problema e că ne-a spus că această combinație o să existe doar pe o perioadă foarte scurtă. Undeva la 3-4 luni, după care va trebui să ne luăm tălpășița.
Asta cu tălpășița e puțin cam greu pentru că fabrica a costat niște bănuți, sincer. Se poate și aduce o echipă specială care să o demonteze și să o mutăm în altă parte, însă domnul ăsta, domnul Trandafir, tot încearcă să-mi sugereze mie că el ar fi interesat să cumpere o astfel de fabrică, că și el a vrut în trecut să-și facă un business. Deci, practic, el nu vrea să-mi ofere mie chirie ca business-ul meu să activeze pe o perioadă mai lungă și să nu mai am bătăi de cap, ci tinde înspre a-mi spune că ar cumpăra el fabrica. Nu știu dacă vrea să dacă în cazul în care ar cumpăra o ar ține tot pentru Dorito sau are alte idei la care nu știu, pe care vrea să le pună în practică, dar mă simt puțin fraierit că mă strânge cu ușa, îmi spune că nu mi-închiriază pe 2 ani, că vezi, doamne, are nevoie de terenul ăla, dar în schimb dacă tot mă răzgândesc eu și nu vreau să mai dau banii să o demontez și să o mut și așa mai departe, parcă ar fi el cumva interesat să o cumpere. Nu știu dacă ați întâlnit tipul ăsta de oameni, dar eu mă simt puțin fraierit, adică, bă, nu ți-o închiriez, îmi dai mie acolo un palet de Doritos, dar decât 3 luni, că pe urmă, mai pleacă și tu la plimbare. Dar, în schimb, dacă totuși nu vreau să mă stresez cu mutatul și cu astea, ar fi interesat să o cumpere și să preia contractele angajaților. Eu acum nu știu ce să fac. Sincer, nu, că, deci în primul rând nu din start, pentru că mi se pare că e o japcă totală, adică încearcă să mă ia la mișto și nu-mi plac oamenii care mă iau la mișto. Adică mie îmi place să-mi spui de la început sincer, bă, nu ți-o vând, ăsta nu ți-o închiriez pentru că, nu știu, că nu vreau să ți-o închiriez, dar să știi că m-am gândit și îți propun un business. Îmi lași mie fabrica și îți mai dau atâta pe teren sau îți lași fabrica și ăsta, îmi dai fabrica și îți dau atâta, adică să fie mai direct. Nu să mă ia că să știi că o fi, dar dacă te răzgândești că ți-o dau, că o cumpăr eu, că e japcă. Dar chiar și așa, nu știu dacă aș da, adică prefer să o dezmembrez, că nu mă costă cine știe ce, să mi-o fac în altă parte și să-mi continui business. Pentru că ăsta e business-ul meu, s-a investit în aparatură, s-a investit în benzin, absolut tot. Și parcă nu-mi vine să o dau așa de ușor. Bă, dar ce se întâmplă? Ce, m-am urcat pe palet cumva? Exista un punct de coliziune invizibil cumva, sau mi s-a părut mie? Bun, și ăsta ar fi cam ultimul palet. Decât 3 paleți, că na, nu s-a apucat să se lucreze prea mult, s-au lucrat decât 2 zile. Și sper eu să vină și domnul tehnician, ca să zic așa, domnul inginer, să vadă ce se întâmplă, de ce nu mai funcționează. Am înțeles că la una dintre benzi e o problemă, ba că ar fi niște scurgeri de ulei prin altă parte. Nu știu exact care e treaba, sincer, nici nu vreau să-mi bag capul prea tare, că cât timp am asigurată, de când vine inginerul, vede și toate cheltuielile efectiv vor fi suportate de către asigurator, că de-aia dau o grămadă de bani pe lună, la asigurare, pe an, de fapt. Să mi-o asigure în caz de incendiu, în caz de probleme, am asigurare chiar și pentru angajați. La modul că acum când ei stau acasă o zi, două, trei, o săptămână, na, Doamne ferește să stea mai mult, tot asigurarea îmi plătește și salariile angajaților. Bine, ei își decupează pe urmă de la stat, asta e combinația lor, sunt beneficiile lor. Pe mine mă interesează că nu pierd nimica. Am plătit o asigurare, sunt pe spate și nu mă interesează în caz de incendiu, doar să nu fie rănite persoane, dar așa nu mă interesează. Bun, bă, am pierdut paleții, nu, deși merg cu viteză foarte mare, încă nu i-am pierdut, o să aducem paleții în partea asta, va trebui să recuperăm și Manitou. Iar când vine Radu, sper eu să vină cât mai repede, îmi doresc să începem cât mai urgent mutatul. Facem pe aici stânga. Și mă gândesc, uite, o să las la umbră aici platforma ca să nu-i las în soare. O las aici afară, nu mai bag înăuntru că n-are rost și mă duc să iau și Manitoul. După care trebuie să-i descarc și va trebui să-i aranjez și pe care mi-au aranjat băieții, dar na, va trebui să-i mai rearanjez eu odată. Ah, uite, că nu găseam Manitoul. După care v-am zis să-l aștept pe Radu. Mă duc să iau și iarba, pentru că evident e nevoie să car și iarba aia. Manitul ăsta ce fac? Tot așa pe la asfalt o iau.
Hai să iau tot pe asfalt. Deci asta merge cam încet și s-ar putea să încurce circulația destul de rău. Hop. Trebuie să închidem și porțile. S-au închis. Perfect. Bine, nu că ar intra cineva, dar just in case, proprietarul așa mi-a spus. Ai grijă să închizi ușile că se mai întâmplă lucruri dubioase. Deci dacă cineva vrea să intre acolo, poate să intre și prin lateral. Că pe lateral, de exemplu, porțiunea asta, parcela asta nu e împrejmuită de gard peste tot. Deci ar putea să intre oricine pe oriunde, dar dacă așa mi-a spus omul, nu vreau să treacă pe aici, să vadă că am porțile deschise, eu nu sunt acolo și că oarecum îi sfidez dorința sau îi sfidez cele spuse. Bun, ne întoarcem în fermă și cu Manitou. Nu o să mă mai chinui să-l parchez sau să las atașamentele, pentru că oricum ne mutăm, repet. Însă mă voi duce să iau neapărat iarba. Cred că iarba o să mă duc să iau, că altceva nu văd ce aș mai putea să iau eu singur, că în afară de luatul ierbii, în rest puțină curățenie, hai că o fac și pe ea, nu e problemă. Dar neapărat trebuie să-l aștept pe Radu, că fără Radu n-am cum să mă mut. Și sper eu să vin astăzi seară, ca mâine dimineață să ne apucăm repede de treabă. Bine, acum sper eu să nu fi intervenit ceva și el să vină doar să-mi spună că, nu știu, trebuie să mai plece o săptămână sau că e ceva grav. Eu sper tot să se fi rezolvat problema de sănătate pe care o avea o rudă de-a lui, din câte am înțeles. Bun. De asta vorbesc mai încet, că nu știu, parcă nu vreau să dau din casă, că nu e treaba mea. Dacă el n-a vrut ca să spună, mi-a spus așa mai pe sărite și o să vă povestească el mai multe dacă simte nevoia. Bun, mergem să luăm remorca pentru iarbă. O avem lângă grajdul oilor sau căstână, nu pot să-i spun stână, doar mama e de stână. E mai mult grajd ăsta de oi. Op. Sau cum zicea cineva în comentarii, mi-a zis, vezi că puteai să pui paleții în fața garajului pentru oi. Zic, mă, ce garaj, mă, mâncați așa, că nu dădeam seama ce la garaj. Ca până la urmă să aflu că el garajii îi zicea la shed-ul ăla. Uite, la shed-ul ăsta îi zicea garaj. Că mi-a dat prin screen și mi-a încercuit ca la proști. La asta el îi zicea garaj. În fața garajului cu oi. Dar i-a zis garaj cu oi, asta m-a enervat. Că zic, bă, n-am nicio oaie închisă în garaj, firar mama ei. Adică n-am sechestrat nicio oaie. Și nu reușeam să îmi dau seama ce și cum. Bă, o să las iarba asta aici. Pentru că am nevoie să o strâng și pe cealaltă. O las aici și eventual o strâng eu pe urmă când ne mutăm. Ia să vedem. Peste că eu cam blochez intrarea aici și nu-mi place. Bun. Suntem în regulă. Să vedem dacă mai umplem încă o remorcă. Ar fi mișto să umplem încă o remorcă. Iar ar ajuta extraordinar de mult. Că să închiriez acum utilaje pentru, cum îi spune, pentru balos nu prea are rost. Să vedem. De aici o să ia mai multă. Bine, ar fi trebuit să o și strâng pe un singur rând, dar nu are rost. Nu are rost că cheltui niște bani și eu chiar sunt în... Bă, mă mir că am ajuns la limită. Deci, practic, cu banii ăștia pot să plătesc cash toată suma pentru noul teren. Deși nu o să fac treaba asta, mă gândesc, nu știu, să dau un 5-600-700 și restul să-i opresc pentru că avem de făcut niște investiții. Acolo ați văzut că sunt terenurile foarte mari, iar cu ce avem noi nu prea avem ce să facem. Adică am muncit, nu știu, 2-3 zile la un teren din acela și de asta trebuie să gândesc puțin că sunt niște investiții de făcut, niște investiții destul de măricele. Iar pentru asta, repet, pentru a 20-a oară, am nevoie de intervenția lui Radu, de apariția lui Radu. Doar că Radu nu știu ce planuri are. El vine diseară, maxim mâine, dar nu știu ce planuri are în continuare. Dacă mai pleacă, dacă nu mai pleacă, dacă s-a rezolvat, dacă... Sunt strâns oarecum pe muche de cuții. Dacă nu o să poate el să vină, va trebui să apelez la un vechi prieten. Pot să fac și treaba asta, pot să apelez la un vechi prieten, dar știți cum e, vechi prieten, dar trebuie plătit. Radu, fiind asociatul meu, ca să zic așa, în fermă și în business-ul ăsta cu agricultură, nu trebuia să-i dau bani separați, adică omul venea că oricum are procent și interesul lui să meargă lucrurile cum trebuie și să facem mutatul și să ne dezvoltăm, adică e interesul lui și al lui și al meu. Dar pe prietenul ăsta al meu vechi, dacă îl chem, va trebui să-l plătesc separat și nu știu cât o să-mi ceară.
și cu siguranță nu o să meargă, nu știu, cu tractoarele sau cu utilajele la fel cum ar fi mers Radu. Poate îi dă în gură, poate îmi strică, poate nu e atent și le lovește. De asta îl prefer pe Radu, dar trebuie să vedem, să așteptăm. De asta nu știu ce răspuns să vă dau sau ce plan să-mi fac. Trebuie să am, nu știu, și un plan B în caz de ceva, iar planul meu B, v-am zis, e prietenul ăsta al meu vechi. Bun, păi se pare că aici avem mai mult de o remorcă, estimează la un 3 remorci lejer, cred că avem 3 remorci, 3-4 remorci lejer, pentru că am tăiat de vreo 2 ori, iar pe porțiunea asta e a 3-a oră când o tăiem. Vreo 3 remorci, nu știu exact când o să le descarc, sincer, dar știu doar că trebuie să le luăm cu noi, pentru că iarba asta reprezintă foarte mulți bani și mă ajută extraordinar de mult. Iar acestea fiind spuse, dacă considerați că am făcut un deal bun, lăsați-mi în comentarii, dacă aveți idei pentru... nu știu, pentru viitoarele noastre acțiuni, lăsați în comentarii, Instagramul, Discordul, dacă vreți ca să discutăm, la fel în comentarii. Iar până data viitoare, eu vă urez o zi cât mai minunată, mă rog, o seară cât mai minunată, că e cam seară în momentul ăsta în care filmez eu clipul și când îl și postez, probabil într-o jumătate de oră să-l vedeți on. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc că ați trecut aici și v-am zis, nu uitați de un like, ajută imens, imens de mult, imens de mult. Deci intrați pe clip, ați pus pauză, i-ați dat un like. Și după aceea continuați să-l vizualizați până la capăt. Vă mulțumesc din suflet și vă urez încă o dată o zi extraordinar de frumoasă. Salutare!